Fetelor, și bine v-am regăsit din nou aici alături de mine. Astăzi vreau să vă arăt cum fac eu niște mărțișoare din aceste forme foarte frumoase de silicon, pe care precizez că le-am cumpărat de pe AliExpress din Spania. Le-am de foarte mult timp, le-am cumpărat pentru a le folosi cu acril, dar am probat astăzi și cu o jos semipermanentă și acesta este rezultatul. Sper să vă placă și vouă și stați în continuare aproape de mine să vedeți cum le-am făcut. Păi, în primul rând, vom avea nevoie de aceste forme de silicon, de o ojă semipermanentă de ce nuanță doriți și, bineînțeles, de o lampă LED sau o lampă normală. Eu folosesc o lampă LED. Vreau să precizez că formele mele, unele dintre ele sunt puțin mai adânci, cu o grosime mult mai adâncă, iar altele sunt puțin mai așa de suprafață, mai subțiri. Ia să floarea noastră. Eu folosesc acestea, fiindcă dacă nu se usucă foarte bine oja semipermanentă și atunci o să curgă din floare oja semipermanentă. Deci folosim aceste grosimi, care practic sunt foarte subțiri, de circa 1 sau 2 mm. Și haideți să începem!